No, și la pornire, cum se spune, am trecut prin Sebeș. La marginea trotuarului stătea lumea, ăsta care ne făceau cu mâna și ne fluturau cu batiste și ne-au dorit toate cele bune, sănătate și să ne întoarcem curând acasă. Și care era reacția celor care priveau? Erau cu lacrimi în ochi, erau emoționați? Da, erau emoționați și noi, ăsta cum se spune, am fost puși ca să cântăm până în gară. Vă mai amintiți ce cântec? Ce predați? Muziden, muziden, zum Städtle hinaus. Asta este un cântec de marș foarte, foarte ăsta bun, unde poți mărșolui bine. Și la excursie și așa, când eram în grup, totdeauna muziden, muziden, zum Städtle hinaus. Adică muzică, 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 afară din orășel. Așa înseamnă. Na, am ajuns în gară și am fost ăsta învagonați în vagoane de vite. Călătoria, așa, jos iară numai, era numai o puțină stăpaie așternut acolo, am șezut acolo, am dormit acolo, s-a făcut toate, bănci nu erau. Când am ajuns la râmnicul Sărat, după 2 zile, acolo am trebuit să fim reîmbarcați în vagoane rusești, fiindcă ei au și nemailate și trebuia făcută asta o debarcare, sau cum îi spune. Da. Acolo ne-au învărât ăsta rușii, fiindcă vagoanele mai mari, câte 80 de persoane într-un vagon. Eram foarte înghesuiți, iar vagoane de vite, ferestrele erau bătute în cuie cu scânduri, jos iară numai puțină ăsta paie pentru așternut așa, unde am șezut, am mâncat, am dormit. Și așa, în felul acesta, la întuneric, într-un frig imens, înfometați, setoși, mâncați de păduci, am călătorit în condiții ăsta peste o lună de zile. Și cum dormeați pe rând? Păi așa ne-am vărât contra ăsta, cum se spune. Tu aici capul, eu acolo picioarele, știți? Ne-am împachetat în așa fel și cu asta ne-am ținut și puțin ăsta cald. Iar zgomotul ăsta trenului a fost insuportabil. Zi și noapte, răt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 
cum am supraviețuit și cum mai trăiesc încă 60 de ani după deportare. Eu nu înțeleg. Așa, după ce la un moment dat bănuiesc că trenul a oprit și s-au mai urcat și alții și alții. Nu, nu, nu. 80 de persoane trebuia să fim la număr, să mai făcea și apel, dacă n-a fugit careva. Și au reușit să fugă? Nu, nu, nu. Păi eram păziți de ruși, închise bine în vagoanele alea, așa că n-a fost scăpare. Și geamurile, dacă erau ăsta cuite cu scânduri. Nici puțină lumină n-am avut, nimic. Și bănuiesc că pe, în timp ce ați intrat în Ucraina, în Moldova, Ucraina, Rusia, a fost și mai frig, nu? Da, păi când am urcat munții Uralului, se simțea tot mai frig, tot mai frig. Da, și când ați... Așa, peste o lună de, după o lună de zile, am ajuns în lagărul Krasnokamsk, orașul Krasnokamsk, care a fost îndepărtat 80 de kilometri de la orașul Perm. Orașul Perm, cunoscut cel mai friguros oraș în toată Europa. Cel mai friguros oraș. Și noi 80 de kilometri de acolo am fost ăsta într-un lagăr. Lagărul Krasnokamsk. Când am ajuns în curtea lagărului, am fost îndrumați într-o baracă foarte mare, într-o capacitate de pentru 200 de femei. Acolo când am intrat erau niște priciuri suprapuse, din scândură simplă, dură, fără niciun fel de așternut. Noaptea nu se putea dormi, fiindcă ne mâncau ploșnițele.
Dimineața, grupele de muncă au plecat obosiți, se muncea foarte greu, la drumuri, în construcție, la încărcat vagoane și la tăiat de lemne, de pomi în pădure. La o alimentație atât de slabă, și asta toate adică la o temperatură de 40-50 de grade. Cu minus. Cu minus, da, cu minus. Mâncarea care ne-a dat era foarte, foarte slabă, lipsită de calorii, de vitamine, de grăsime, o pâine foarte rea, parcă era făcută din rumeguș sau din tărâță, nu știu cum să o exprim, gramajul 700 de grame, dar era așa de umedă și grea, încât nici nu puteai să o mănânci, că să gură, cum să vă spune, să se lipea în gură, da.